Vremea frumoasă a favorizat astăzi relaxarea în aer liber, dar și cumpărăturile la târguri. În București, la târgurile de sfârșit de săptămână organizate pe platoul Piața Amzei, în Parcul Ioreș și în Parcul Chiselev, oferta producătorilor a fost extrem de variată, bunătățile au atras ca un magnet, iar cumpărătorii nu au pregetat să-și facă provizii pentru toată săptămâna, după ce au degustat produsele culinare de casă. La Piața Amzei, pe lângă oferta bogată de preparate culinare, fructe și legume, organizatorii au pus la cale și ateliere de tricotat. De sâmbătă până luni suntem prezenți în fiecare săptămână pe platou Piața Amzei. Astăzi vă invităm să învățați să tricotați, dar vă invităm să cumpărați și produsele noastre naturale din pește, produse din carne, bunătăți ecuiești, legume fericite, legume ecologice. Vă așteptăm în Piața Amzei. Avem lucruri splendide, motive de cusături vechi românești transpuse pe ceramică prin pictură. Vă așteptăm la Piața Amzei cu bunătăți. Piept de pui, frigărui, pulpe de pui, mititei, cârnăciori, ceafă de porc. Perfect, aș bine.